Dragoș, trebuie să vedem că nu am câștigat în această sezon, are 2 graduri și o înfrângere. Vă dă o vedere mai mare în acest fapt? Bună ziua, în primul rând. Situația lor este puțin specială pentru că sunt angrenați inclusiv în Europa. Posibil și de asta să aibă un început mai puțin bun în campionat. Dar pe noi nu trebuie să ne intereseze parcursul lor de până acum și să mergem acolo, să ne impunem jocul și să luăm cele 3 puncte. Pentru tine chiar e o ocazie de a te revanșa? Nu, pentru că inclusiv pentru mine a trecut foarte mult timp de când am fost acolo și deja e un meci normal, la fel ca pentru Mihai. Cum vă simțiți după ce s-a spart viața, s-a spart din la meciul cu ea și al moral? Cu siguranță avem al moral, avem altă încredere, pentru că deja intrasem așa puțin într-o mică criză datorită rezultatelor pe care le-am avut în primele 3 etape, dar consider că acum suntem pe drumul cel bun și cu moralul ridicat. Mi se deja un jucător macro. Țin presiune, mai ales după ce s-a întâmplat în anul sezonului de lucru, mi se era Nu. Sincer, am făcut un cantonament bun, m-am pregătit foarte bine și acum nu am decât să intru pe teren, să demonstrez la fiecare meci că sunt un jucător valoros. Ok? Da.